Oare respingerea largă a legii și a lui Moise și a Vechiului Testament în general i-a ajutat cu adevărat pe creștinii de astăzi să facă toate lucrurile pe care Iahua le dorește să fie? Probabil că trebuie să recunoaștem cuvintele Domnului nostru Iahușua: dacă mă iubești, vei păzi poruncile mele. Care sunt acele porunci? Ele se găsesc în Tora lui Iahua. Să ne întoarcem la învățătura lui Moise și să ne modelăm în bărbați și femei care au înțelepciunea pe care Iahua ne dorește să o avem, mărturisind despre bunătatea sa față de lumea din jurul nostru prin vieți de ascultare credincioase. Răspunsul tău. Răspunsul tău la mesajul validității Torei pentru credincioși astăzi depinde în totalitate de tine. Așa cum este scris în Psalmul 119 cu 142-152, neprihănirea ta este o neprihănire veșnică și legea ta este adevărul. Din vechime am știut din mărturiile tale că le-ai întemeiat pentru totdeauna. Psalmistul mai declară: cei care iubesc legea ta au mare pace și nimic nu-i face să se împiedice. O avertizare nefericită pentru noi vine din Proverbe 29:18. Acolo unde nu există nicio viziune, oamenii sunt nestăviliți, dar fericit este cel care respectă legea. Aceasta este starea creștinismului de astăzi? Care este scopul pe termen lung al mersului creștinului modern cu Mesia? Ne rugăm cu adevărat: vine împărăția ta, voia ta se va face pe pământ așa cum este în ceruri, și făcând tot ce putem pentru ca Iahușua să se întoarcă în putere și slavă pentru a-și stabili împărăția? Să nu fim așa cum cel care își întoarce urechea de la auzul legii și rugăciunea lui va fi considerată o urciune. Ar fi creștinismul de astăzi plin de problemele etice și morale cu care se confruntă în prezent dacă ar avea o viziune mult mai înaltă asupra rolului legii? Nu există răspunsuri ușoare la aceste întrebări. Nu există un răspuns ușor pe care să-l pot da persoanei ale cărei credințe tocmai a fost contestate. Vă pot spune totuși ce ne-a spus Iahușua: cine are poruncile mele și le păzește, este cel care mă iubește, iar cel care mă iubește va fi iubit de Tatăl meu, iar eu îl voi iubi și mă voi dezvălui lui. Dacă credem cu adevărat că Iahușua este fiul lui Iahua, atunci vom face ceea ce a spus el și vom crede că poruncile Torei sunt poruncile sale. Cu toții ar trebui să dorim cea mai bună relație cu Iahua posibil și să-l ascultăm pentru că îl iubim. Iahușua spune în Matei 24:12 că în zilele din urmă, pentru că nelegiuirea va fi înmulțită, dragostea multora se va răci. Domnul emite un cuvânt foarte îngrozitor prin faptul că Fiul omului va trimite pe îngerii săi și ei vor strânge din împărăția sa toate potignirile și pe cei care comit nelegiuire, oameni care sunt departe de Tora. Vei fi unul dintre acei oameni fără lege? Va fi Mesia al tău omul nelegiuirii, anti-Mesia, anticristul? Sper sincer că nu. Sau Mesia al tău va fi cel care a spus: oricine anulează una dintre cele mai mici dintre aceste porunci și învață pe alții să facă același lucru, va fi numit cel mai mic în împărăția cerurilor, dar cine le păzește și le învață va fi numit mare în împărăția cerurilor. Vei căuta să nu fii unul dintre cei mai mici și să te străduiești să asculți de Iahua? Nu ar trebui să ne dorim cu toții să fim mari în împărăția lui Iahua? Știind că ascultarea de Iahua aduce binecuvântările sale, nu ar trebui să fie o lecție dificil de învățat? Te las să contempli aceste întrebări. Vei vedea Tora îndreptându-se către Mesia, dezvăluind păcatul de care trebuie să te pocăiești în viața ta, atrăgându-te de piciorul crucii. Sau îl vei vedea pe Iahușua ca fiind nelegiuitor, anulând poruncile tatălui său? Așa cum s-a observat în mod valid, dacă Iahua a avut o problemă cu Tora sa, atunci el trebuie să fie găsit greșit în sine.
A spune că Eloahul Universului are o problemă cu sine spune că el a făcut o greșeală. Dar Yahua nu a făcut greșeală. Noi, în natura noastră umană căzută, am făcut greșeală în a nu respecta statutele și a le considera arhaice și neimportante. De asemenea, am suferit din cauza eșecului de a lua act de lucruri importante împotriva cărora legea lui Yahua vorbește, având adesea o vizită asupra păcatului care fluctuează prea mult în diferitele nuanțe de gri. Dacă Tora este pentru tine și validitatea ei este confirmată de Domnul nostru Iahușua și de credincioșii din secolul I, ce tradiții sau practici creștine va trebui să reevaluezi, deoarece acestea pot încălca poruncile Tatălui nostru într-un fel? Dacă căutați continuitatea biblică, atunci v-aș încuraja să vă propuneți cu adevărat să-L vedeți pe Mesia în Tora. Dacă sunteți un creștin care dorește cu adevărat să trăiască o viață ca Iahușua, atunci veți dori să urmați poruncile Tatălui așa cum a făcut El. Aici este vorba de a fi discipol. Tora este ceea ce a definit păcatul pentru omenire și așa cum toți au păcătuit, toți suntem vinovați de încălcarea poruncilor lui Yahua în diferite grade. Avem responsabilitatea de a ne pocăi de neascultarea noastră și de a urmări ascultarea de instrucțiunile Tatălui nostru ceresc.